Deci în fața dumneavoastră este o mașină 98% originală. Mă refer la 98% original. Numai vopseaua nu ar fi cea din, de când a fost ea creată în 1954. Dacă observați, genul ăsta de mașini, față de mașina de vis-a-vis, unde colegul din Retromobil nu a respectat o cerință. Mașinile militare nu sunt lucioase. Mașinile militare sunt mate. De ce? Și geamurile de la parbriz au alte proprietăți. O mașină militară lucioasă, băgată într-o pădure, care reflectă o undă de lumină, te reperează aviația și imediat te poate distruge. Am achiziționat-o de la vestitul primar Mazăre, care a deținut 4 bucăți. Ulterior rămân 3, una arde într-un servis, nu știu ce problemă a avut, și două le-a vândut, una și-a păstrat. Din cele două mașini pentru vânzare, s-a tras un pic la bilețel. Adică, să zicem așa, am avut un bilet mai norocos, pentru că mașina nu o văzusem și am tras biletul numărul 1. Și m-a dus către mașina numărul 1. Mașina numărul 2 și ea a fost cumpărată în proximitate, adică la 2-3 zile după mine, și a ajuns la București. Erau modele asemănătoare, dar ca echipare nu erau aceleași. Am văzut grija dumneavoastră pentru detalii. Spuneați că este o mașină care, în proporție de 98%, da, corespunde modelului... Tot ce este pe mașină am căutat să fie cât mai aproape de original. De ce? Pentru că dacă ai, să zicem așa, plăcerea, dacă ai hobby, așa se poate numi, pentru a crea ceva frumos și totodată reprezentativ, așa, dorind să intru cu o mașină în retromobil, în momentul în care am fost invitat anul trecut, în luna octombrie, pe Haleș, mi s-a dat imediat avizul de intrare în retromobil, chiar în 48 de ore, de la plecarea de pe locația unde s-a desfășurat tot un eveniment de genul ăsta. Cât de costisitoare este această pasiune? Costisitor. Deci tot ce am căutat să o aduc pentru, ea e făcut acum, pentru arma parașutiști. În catalogul lor de formare pentru diferitele armate unde au fost vândute sau echipate acele armate, sunt 168 de modele. Unele au fost pentru deșert. Și erau de jur împrejur pline de canistre, pentru că în deșert nu te alimentează nimeni. Altele erau pentru cercetare înaintare, adică să meargă, să cerceteze locul până să vină coloana ca să nu prindă vreo ambuscadă. Deci dețineau o mitralieră Bren. Modelul ăsta este un model pentru 4 soldați, deci până în 50 erau pentru 2 soldați și materialele din spate. Modelul acesta este pentru 4 soldați. Dacă vreți să filmați în interior, ea mai are două canapeluțe paralele. Da. Și niște lăzi în care se pun diferite materiale ale membrilor echipajului, care totul trebuie, ca să fie în retromobil, trebuie să fie de actualitate. Deci dacă nu este piesa, să zicem, din anul respectiv, cel puțin o comandă de pe site de la fabricantul american. Durează până o găsești, durează, să zicem, faptul că faci vamă la produsul respectiv și nu mai vorbim de prețul de cost, care este întotdeauna mai piperat.
Când cu mitralieră, cu aruncători de grenade, cu arma paraștiști, nu le aveau pentru că trebuia să le pună pe planoare. Și știți foarte bine că în debarcarea din Normandia arată secvențe când le scot din anumite planoare sau chiar din avioane. Tipul ăsta de mașină. Este o mașină cabrio, în primul rând. Are și uși, ușile sunt tot din prelată, se desface complet, rămâne și geamul se rabatează în față. Deci este o mașină ideală pentru vară, iar iarna, dacă închizi aceste uși, chiar dacă sunt din pânză, are un generator de căldură și bagă și căldură de la motor în interior. Dacă lui îți deschizi, îl simți și vara. În momentul când o exportau, când pleca din America, cum a fost debarcarea din Normandia, se îmbarca pe vas o cutie. Deci toată mașina era într-o cutie dezasamblată, așa, la care patru militari americani de culoare, pentru că la începutul războiului militarii americani de culoare n-au fost combatanți, ei făceau parte din arma logistică și făceau alte treburi, în două ore construiau mașina. O puneau pe roșii de dădeau cheie. Deci vă dați seama ce repede se punea pe roți această mașină care era total descompletată și pusă în acea cutie. A fost una din piesele principale în privința mobilității ale armatei americane. Deci, cartea spune că din cele 10 minuni în materiale de război, în tehnică, una dintre ele este această mașină, jeepul. Da. Ce vă mai pot spune? Este un motor foarte simplu. Are, în schimb, un ulei foarte pretențios. Un ulei subțire, care în momentul de ce este subțire, și vă spun și treaba asta, dacă radiatorul este lovit de un glonț și scapă, să zicem, lichidul de răcire, ea mai poate să meargă 50 de kilometri fără lichid de răcire. Din cauza acelui ulei, cu acele proprietăți. Dacă îi pui altul ulei, strigi motor. Deci, indiferent că se întâmplă sau nu se întâmplă ceva la partea de răcire, dacă nu-i folosești ulei original, motorul se gripează. Nu, cred că nu. Uleiul se schimbă la 5500 de km. Deci este și o pretenție a motorului. Consumul este de 5,5 litri la 100 de kilometri. Acum, eu am probat treaba asta pe drum, pe șosea. Nu am probat pe dealuri, pe zone de munte, unde efortul mașinii e mai mare. Dar nu se pune problema pentru că este o mașină 4x4 sau 2x4. Deci, în funcție de cum, exact ca la mașinile... mașinile 4x4. Ce anul fabricat e? 54. 54. Da. Deci motorul. Motorul este un motor pe benzină, 4 pistoane. Ce este fantastic și ca și concepție este faptul că bobina, tot ce este electric și elementele de bujii sunt acoperite de o protecție ca această mașină să intre și prin apă. Și dacă ați văzut filmările reale cu debarcarea din Normandia, el ies din niște șalande de debarcare și apa ajunge de intră chiar în interiorul lor, dar motorul nu pățește nimic, pentru că bujia nu se udă și nici de cou. Îmi și mie o poză lângă domnul Florin.